Două ghișee, un program prea scurt, înghesuială, nervi, umilință. Așa s-ar putea descrie în câteva cuvinte situația care se înregistrează zilnic în holul policlinicii municipale, acolo unde funcționează cele două ghișee ale Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Pentru a-și putea rezolva problemele, oamenii stau cu orele sau chiar zilele la coadă și se trezesc cu noaptea în cap pentru a prinde un loc în față. De când stați aici? De la 6:30 am venit. Și pentru ce anume ați venit? Să plătesc asigurarea și să-mi scot o adeverință din aia de sănătate. Așa se întâmplă în fiecare zi aici? Da, în fiecare zi de la ora 6 vin oameni bătrâni de pe sate sau de unde ca să pot să scoată o adeverință. Ați auzit că vor să mute ghișeul la Sibiu? Tocmai că am auzit că vrea să mute ghișeul la Sibiu și oamenii sunt disperați și vin în disperare ca să își rezolve problemele. Am venit a treia oară ca să-mi plătesc asigurarea și este a treia oară când viu. Am stat trei ore la rând și sunt persoane bolnave, în vârstă, iar la ora 1, indiferent dacă ai ajuns în fața ghișeului, ți se închide ghișeul. Deci tot timpul este plin, unii au venit de la 3 noaptea și cred că ar trebui să se ia măsuri. Sunt oameni cu diabet, sunt oameni care de-abia stau pe picioare, este inadmisibil. Deci noi înțelegem să ne facem datoria, dar cineva trebuie să aibă grijă și de noi. Nu se poate așa. Deci înțelegem că avem obligații, dar să vii să stai ore în șir aici este ceva de neînțeles. Și tot timpul este așa. Am auzit și nu mi se pare o măsură corectă, pentru că unii nu se pot deplasa, poate nu dispun nici de mijloacele bănești și ne gândim dacă aici, în localitate, este atâta lume, într-un oraș mare cum este județul, probabil vom sta mai mult și nu ajungem la rând. Deci, că trebuie să murim. De când stați aici? Eu de la 8. Prima zi când veniți? Da. Aveți răbdare să așteptați? Cine știe până când? Se mai poate spune că omul mai are sau nu are răbdare în situația în care este, loc să pună mai multe persoane la ghișeu acolo, ca să servească lumea, să nu stea la rând, să nu stea ca proștii la rând. Stăm ca așa, degeaba. Din aprilie am înțeles că va trebui să mergeți la Sibiu când aveți nevoie de asemenea vizită. Un avantaj în plus din partea Ministerului Sănătății. Mulțumim Ministerul Sănătății și prim-ministrului Boc. Să ne mai dea încă poate niște alte taxe, alte coze, alte rânduri. Poate ne ajută Dumnezeu să murim mai repede, ca așa au spus mai de mult unul care era ministru. Ce dacă moare 1000 de pensionari? Acolo se ajunge și acum. Păi am spus că să ne amintească că au fost o perioadă în care n-am mai avut cozi. Să nu uităm noi românii că trebuie să stăm la coadă. Noastră pentru ce anume stați? Să obțin hârtia aceea pentru justificare că sunt plătesc asigurarea, nu? Reținută prin... Și puteau să găsească un alt mod de a rezolva problema asta, nu să-și bate joc de noi. Asta este bătaie de joc, pur și simplu. Și cine este bolnav și te doare aici și dincolo, că nu e nimeni la vârsta noastră să fii în pensie sănătos. Și să stai aici o oră în șir, zile. Eu, colega mea a luat după 4 zile. 4 zile a stat aici așa. Se poate? Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate nu a putut fi contactată în cursul zilei de astăzi pentru a oferi un punct de vedere în această chestiune.